Salutare tuturor! Sunt foarte bucuros astăzi să desfac antena mea Starlink. Mi-am comandat antena de la Starlink pentru internet. Este comandată pe adresa din Franța, nu este pe adresa de România. În România deocamdată se pot face doar precomenzi. Am un film în care arăt că am plătit avansul de 100 de euro și pentru România. Însă această antenă este pentru adresa de Franța. Am plătit-o acum o săptămână, vinerea trecută, și astăzi mi-a ajuns, deci la fix o săptămână mi-a venit. Este în total 500 de euro, aproximativ 500 de euro, la care se mai plătește un abonament lunar de acces la internet, destul de mare prețul, deocamdată zic eu, de 100 de euro pe lună. Promit cei de la SpaceX că această antenă a lor va ajunge în această perioadă, va reuși în această perioadă să aibă viteză de download între 50 și 150 de megabits pe secundă, urmând să crească în perioada următoare pe măsură ce vor lansa mai mulți sateliți pe orbită. Haideți să o desfacem, să vedem ce este înăuntru și să o instalăm, să vedem cum funcționează dacă reușim să obținem aceste viteze de download promise. Cutia este destul de mare, are 83 de centimetri pe 66 de centimetri, deci este destul de mare. Haideți să vedem. Și avem o primă hârtie care ne spune cum să o montăm. Și înăuntru ar trebui să avem așa. Acesta trebuie să fie routerul, probabil. Cablurile vin deja conectate, să nu existe niciun dubiu cum se conectează. Ia, piciorul. Alimentarea. Acesta este injectorul. Cablu care vine la router. Routerul arată foarte frumos, arată în stilul SpaceX. Și aici mai avem un port pentru un auxiliar pe care putem să-l băgăm într-un switch sau într-un alt router. Cablul ca un plastic. Iată, antena este deja zgâriată. Plasticul acesta aici este deja zgâriat din fabrică. Așa arată parabolica. Ia, haideți să o măsurăm, să vedem ce diametru are. Undeva la 58-59, până în 60 cm. Da, 59 de centimetri diametru. Ia să vedem pe injector, ne spune ceva. Output 1, 56 de volți la 1,6 amperi și output 2, 56 de volți la 0,3 amperi. Total maxim 180 de watts. Consumă ceva, 180 de watts este e un consum destul de măricior. O să încerc să merg afară, să filmez afară continuarea. Problema cu ea este că afară bate vântul foarte puternic astăzi și este foarte o vreme urâtă și nu știu cât de bine voi putea să filmez sunetul afară. O să o montez aici în curte. Sunt înconjurat de munți aici. Sper să nu obstrucționeze acest lucru. O să o aduc aici în iarbă, o să o montez aici în iarbă și să văd cum funcționează. Urmând ca în zile următoare, am intenția de a o monta, de a urca sus pe casă. În suport, prinderea este destul de simplă. Are aceste cleme și pur și simplu am routerul a rămas în casă. O să mă duc să-l alimentez.
circa 30 de secunde s-a dus cu fața în sus și o să mă duc să conectez routerul la calculator să văd ce internet avem. O să încep prima oară la desktop. Am dat disable la Wi-Fi și o să pun cablul de LAN în router, routerul de la Starlink. Haideți să vedem ce viteză ne arată și lansăm cerebrul Speed Testnet și în acest moment testăm viteza. Pingul de 64. Iată. 100, 200 de mega și creștem. Fantastic, la peste 200 de mega. Senzațional. Și upload-ul este decent. 6-7 mega. Foarte bun, foarte bun. Și upload-ul. Este oricum mult mai bun decât ceea ce am în prezent. Wow! Wow! Foarte bine se mișcă. În acest moment sunt încântat. Haideți să mai dăm un test. Să vedem. Același ping de 60, peste 60 de milisecunde și viteza de download, la fel, senzațională. Wow! Senzațională în continuare. 160-170 de mega. Super bine merge. Haideți acum să facem și un test, să încercăm să transferăm un fișier. Am un fișier de tip MKV, de tip film, care vreau să îl mut de pe local pe un server și ne arată că facem un upload cu o viteză de 2,7 megabits pe secundă care scade. Nici poziția antenei nu este foarte bună. Sper că după ce o să urc pe casă să crească aceste performanțe. În momentul acesta, cum este ea orientată, o obstrucționează puțin casa. Ne apropiem de final și ați văzut, am avut acest transfer foarte rapid. Acum haideți să-l șterg de pe local și să încercăm să facem un download al aceluiași fișier. Și ne arată o viteză de 10 mega, care crește 11 chiar. Deci undeva în 20 de secunde reușim să descărcăm un fișier de 150 de mega. Deci cam astea sunt vitezele de upload și de download. Eu personal până în acest moment sunt foarte încântat de antenă din primele 15-20 de minute de utilizare. Urmează să o montez pe casă și sper să aibă rezultate chiar și mai bune. Cum vă spuneam, ea este cum este orientată acum, o obstrucționează puțin casa. Deci, cred că dacă o duceam undeva mai spre interiorul grădinii, avea o viteză și mai bună. Cam asta este tot. Vă reamintesc, deocamdată este disponibilă antena de la Starlink doar în Franța, Anglia, Germania, din ce știu eu până acum. În România încă nu se poate comanda, se poate plăti doar precomanda, urmând să ajungă undeva la sfârșitul anului sau începutul anului viitor. Prețul este unul destul de mare, deocamdată, din punctul meu de vedere, 500 de euro și cu taxe de livrare undeva la 550 de euro, plus
100 de euro lunar abonament, însă sper că, așa cum au promis la Starlink, prețurile să scadă atât la echipament cât și la abonament, să devină mai accesibile. La prețul actual nu știu câtă lume va fi interesată să cumpere și să folosească această antenă. Din informațiile mele, din ce știu eu până acum, antena costă undeva la 3.300 de dolari să o fabrice, adică Starlink o vinde în SpaceX, de fapt, SpaceX în cei care o vând, SpaceX o vând în pierdere, diferența de la 500 de euro până la 3.300 de dolari cât costă fabricarea ei, o suportă SpaceX, însă ei spun că prețul va scădea foarte mult și vor ajunge să o vândă la prețuri competitive. La fel și viteza, îi promit că va crește, pingul este destul de mare, 40-60 de milisecunde este destul de mare în momentul acesta, însă sper că vor îmbunătăți, așa cum au promis, pe măsură ce lansează noi sateliți. Mai departe, un alt lucru despre care s-a vorbit foarte mult pe internet și despre care lumea a fost foarte curioasă este legată de area în care poate să funcționeze. Cu alte cuvinte, eu nu pot să iau antena și să vin cu ea în România. Nu va funcționa în România dacă mă depărtesc foarte mult de la punctul de unde am declarat că o să o folosesc. Ea nu se va mai conecta la satelit. Acest lucru e normal. SpaceX încă nu au semnat parteneriate cu toate țările, convenții cu toate țările. În România nu este încă semnată și este normal că nu poate să le lase să funcționeze. Însă, așa cum sunt așteptările pe termen lung, ele ar trebui să fie mobile. Este o așteptare foarte mare din partea utilizatorilor care să fie incluse inclusiv pe mașinile Tesla, să ai internet oriunde mergi cu mașina, ceea ce, din punctul meu de vedere, ar fi o super realizare și ar fi un lucru fantastic. Mai este însă mult până acolo. Programele acestea prin care și eu am fost inclus și în care testăm antenele sunt încă în beta, chiar și în Franța, chiar și în Marea Britanie și Germania, nu este varianta finală. Ei încă își setează echipamentele și suntem în beta test în acest moment. Eu sunt unul dintre cei care sunt în test. Asta este tot pentru moment. Probabil o să mai fac un film pe viitor, să vă spun cum funcționează pe termen lung. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă invit să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o deja. Toate cele bune!